Bună ziua! Începem cu un duș rece, de fapt, pentru că eu și noul este ca baba și mitraliera. Nu știu dacă ați văzut ce fel de telefon am și n-am de gând să schimb. De-al minte, pe mine mă cheamă paleologul, nu neologul, adică ăla care vorbește despre lucruri vechi. Și despre lucruri vechi o să vorbesc, despre lucruri vechi însă care reapar sub forme diferite, sub nume diferite în discuțiile noastre. O să vorbesc despre cuvinte la modă, dar care de fapt reflectă realități vechi de când, nu zic lumea, dar măcar de când cultura și istoria omenirii. Câteva noțiuni legate de leadership, legate de public speaking, storytelling și în sfârșit un cuvânt de asemenea la modă, uberizarea educației, le voi lua pe rând. Despre leadership există milioane de referințe pe internet. Băgați pe Google leadership sau pe Amazon, veți găsi milioane de referințe, nenumărate cursuri, ateliere, workshop-uri, programe universitare, cărți, publicații, reviste de tot feluri și multe dintre ele, evident că nu sunt nemaipomenite. Cum spunea un profesor de la Stanford, Jeffrey Pfeffer, there is much leadership bullshit. Sunt foarte multe vorbe de clacă în aceste nenumărate publicații și ateliere despre leadership. Or, ca să te orientezi în acest labirint, în această pădure luxuriantă, ai nevoie de un fir conducător. Ori teza mea este că firul conducător tot vechi este și dacă vrei să înțelegi ce este leadership-ul, cum funcționează cu adevărat leadership-ul, tot la Homer și la Plutarh trebuie să recurgi. Nu e manual de leadership mai bun, mai concis și mai acoperitor decât Iliada lui Homer. Are o carte Daniel Goleman, Focus. Păi, cine e mai focusat decât Agamemnon? Asta este caracteristica lui Agamemnon în Iliada, că are capacitatea de a urmări până în pânzele albe un obiectiv comun. Are defecte, face greșeli, unele grave. Cea mai mare greșeală este că e nedrept față de Ahile și a găsit și cu cine. Cu alte cuvinte, Agamemnon face o gravă eroare de gestionare a resurselor umane, cum se spune în zilele noastre. Dar apoi face tot necesarul ca să recupereze această greșeală. Câți lideri din zilele noastre sunt capabili să vadă că au greșit și să plătească prețul pentru greșeala pe care au făcut-o? E adevărat că Agamemnon are un coach foarte bun, un coach de mare calitate și găsim și tema coachingului în Iliada și anume marele coach al lui Agamemnon este Nestor, bătrânul înțelept care îi spune mereu ce să facă, îi atrage atenția ce greșeli comite și Agamemnon nu iese din vorba lui. Așadar avem un foarte bun exemplu de coaching în personajul lui Nestor. Și în sfârșit, reziliența, alt cuvânt la modă, și nu văd alt exemplu mai bun de reziliență decât pe Ulise, care trece prin atâtea aventuri, atâtea dificultăți, nu pierde curajul, ajunge să își piardă până și identitatea, da? Ajunge să fie nimeni, ajunge la propria, în lui curte, în propriul lui palat să fie un cerșetor și cu toate astea el nu se dă bătut și până la urmă triumfă. Da? Este un exemplu de reziliență. Dacă tot am vorbit despre Ulise, aș vrea să introduc două cuvinte de asemenea foarte la modă, public speaking și storytelling. Da? Cine e mai mare storytelling decât Ulise? El asta face, povestește, un foarte mare povestitor, un neîntrecut povestitor și în același timp un orator extraordinar. Despre public speaking, vreau să spun foarte rapid că sursele esențiale, tot cele antice sunt. Sunt de asemenea multe cărți despre public speaking, despre tot felul de trucuri despre cum să vorbești în public, însă fundamentele teoretice sunt cele stabilite acum peste 2400 de ani de Aristotel și înainte de el de Platon.
aceleași noțiuni funcționează la fel de bine și astăzi, iar o carte bună de public speaking, despre o carte bună despre vorbirea în public, va fi întotdeauna o carte înrădăcinată în această tradiție solidă de reflecție asupra vorbitului în public. Vă dau un exemplu legat de storytelling și retorică. Storytelling-ul nu e în sine un scop atunci când vorbești în public. Povestea trebuie să aibă un tâlc în raport cu scopul pe care îl ai, acela de a convinge publicul de ideile pe care le susții. Nu storytelling ca vorbă de clacă, ci storytelling, adică povestea cu sens, care susține o anumită idee. Din punctul ăsta de vedere, un extraordinar storyteller și vorbitor este Iisus. El asta face în permanență. Vorbește în parabole. Ce sunt parabole? Sunt povești cu tâlc. Exact despre asta este vorba. Un alt exemplu. Ni se spune, nu-i așa, că 85% din efectul unui discurs este limbajul non-verbal și paraverbal, faimosul body language. În afară de cifra de 85%, nu-i nimic nou în asta. Se știe încă din antichitate că actio, așa cum se numea atunci, este cea care asigură succesul unui discurs. Demostene, când a fost întrebat ce contează cel mai mult într-un discurs, a răspuns actio. Și al doilea lucru cel mai important, tot acțio, și al treilea la fel. Deci, în afară de acele 85%, acea cifră evocată de oamenii de știință americani sau de trainerii americani, lucrurile sunt bine știute dintotdeauna, din secolul IV înaintea erei noastre, din vremea lui Demostene, unul dintre cei mai mari oratori care au trăit vreodată, care nu întâmplător este contemporan cu Aristotel, autorul primei retorici, care este absolut actuală și în zilele noastre. Iată câteva exemple doar de cuvinte noi, cuvinte la modă, care au însă o poveste mai veche, o poveste pe care e bine să o redescoperim, e bine să o conștientizăm. Să ne înțelegem, eu nu pretind câtuși de puțin că aceste noutăți nu ar fi utile. Evident că literatura despre leadership are multe elemente noi. Spun doar atât, că pentru a te repera cu adevărat în acest noian, în acest labirint, în această pădure luxuriantă despre leadership, ai nevoie de un fir conducător. Iar firul conducător se află la clasici. Același lucru îl spun și despre vorbitul în public, despre retorică, și alte asemenea cuvinte pe care tocmai le-am evocat acum. În sfârșit, aș vrea să abordez o altă chestiune care e foarte importantă pentru noi, pentru români în mod special, nu numai pentru noi. Vorbim mereu despre criza educației, ne plângem mereu cât de dramatică e situația în sistemul nostru de învățământ și nu realizăm că, de fapt, legea educației așa cum e, o cunosc destul de bine, blochează practic până și remediile pe care le-am putea aduce la această criză a educației. Nu intru în detalii acum, că ar fi prea mult, am putea vorbi ore întregi numai despre asta. Vreau însă să îl evoc pe Nassim Taleb, care a introdus, știți foarte bine, noțiunea de uberizare a educației, Uberized Education. Acum, Nassim Taleb e un autor la modă, dar e un om cu o foarte solidă cultură clasică. E libanez, a studiat în școli franțuzești, are o bună formație clasică și știe foarte bine că atunci când lansează cuvinte noi, se referă la realități vechi. El e foarte conștient de asta, e un om inteligent și cultivat și știe foarte bine că atunci când vorbește despre uberizarea educației, de fapt, regăsește sau promovează noi vechi forme ale educației, poate chiar cele mai vechi. Educație uberizată, între ghilimele, făceau, de exemplu, Protagoras și Gorgias, faimoșii sofiști din secolul V înainte de Hristos, care se plimbau de colo-colo,
da, predau în diferite cetăți, urmați de discipolii lor, era o formă de educație uberizată, la fel și Platon sau Epicur, care au deschis o școală la ei acasă sau la ei în grădină, în cazul lui Epicur. Da? Este o formă de ceea ce Taleb numește educație uberizată, știind foarte bine, repet, că susține revenirea la forme vechi, autentice de educație. Acum, trebuie să vă spun că mă aflu în situația puțin comică a domnului Jourdan, Monsieur Jourdan, din comedia lui Molière, din Burghezul Gentilom, care la un moment dat descoperă că face proză fără să știe. Da? Că vorbește în proză și nu știa că asta se cheamă proză. Cam așa sunt și eu, pentru că m-am apucat de educație uberizată înainte ca noțiunea să fie existat deja, deja de câțiva ani. Și mi-am dat seama că uneori este suficient, dacă ești vechi, da? Dacă te cheamă paleologul, dacă ai vechi în nume chiar, da? Un fel de dat al destinului, n-ai ce să faci. Trebuie să rămâi fidel ție însuți. Vorba lui Caragiale, sunt vechi, mon cher, sunt vechi. Ce poate să facă un om vechi? Păi să aștepte să-i vină momentul când vechitura lui sau vechimea lui devine nouă. E doar o chestiune de așteptare. Aștepți momentul când ceea ce este vechi devine dintr-o dată o noutate nemaipomenită, o noutate revoluționară sau, să zic așa, o trufanda. Vă mulțumesc mult pentru atenție.